Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la Farming Simulator 22 aici pe Palenie. Palenie este o regiune fictivă, un sat fictiv situat în estul Franței, în regiunea Lorraine. Regiunea Lorraine are o istorie ce datează de la 1700. Atât de veche este această regiune. Diferența între mine și alți YouTuber români care au făcut Farming Simulator este că întâmplarea face că în urmă cu câțiva anișori, în urmă cu 4 ani, am terminat facultatea de agricultură. Specializarea mea este agricultura. Nu am o specializare perfectă cum ar fi horticultura sau viticultura sau mai știu eu ce. Deci am o specializare generală pe agricultură. Și am zis să-mi dau o provocare interesantă, aș zice eu, și o provocare destul de îndrăzneață. Cum ar fi ca eu, ca și inginer agronom, să-mi încerc norocul în această lume agricolă? Challenge-ul este că începem cu 5.000 de dolari sau de euro. Începem cu 5.000 de euro, nu avem niciun utilaj, dacă apăs tab nu mă duc nicăieri, nu mă teleportează nicăieri, nu avem absolut niciun utilaj, niciun teren, nu avem absolut nimic. Putem spune că sunt cam viața reală în momentul de față, cu 5.000 de euro în buzunar și o speranță de a deveni un adevărat inginer agricol. Și atunci întrebarea se pune, ok, de unde începem? Păi, având în vedere că nu avem niciun teren, având în vedere că nu avem niciun ban în buzunar, ce putem să facem noi altceva decât să fim niște zilieri simpli? Hai să vedem ce misiuni avem aici disponibile. Deci, terenul 5 are nevoie de recoltare, terenul 48 de recoltare. Avem de asemenea și niște erbicidări, misiuni de erbicidat. Băi, hai să vedem care sunt dimensiunile terenurilor, că eu urmăresc să-mi deschid ferma astăzi, anul acesta și nu anul viitor, așa că nu vreau să mulțumesc oamenii muncind foarte mult. So, hai să vedem, terenul 5, care este terenul 5, unde este terenul 5, hai să vedem. Pentru voi s-ar putea să fie mult mai ușor să localizați, dar pentru mine, fiind aici concentrat, e un picuț mai dificil să localizez terenul 5. Provocarea este că eu, în momentul în care fac bani, eu nu voi avea voie să iau, uite, de exemplu, tractorul ăsta sau tractorul ăsta. Nu, dragilor, pentru că asta este o fermă românească, trebuie să începem clasic cu tractoare, mă rog, mai mult sau mai puțin românești, pentru că nu avem chiar universalul 650. Dar avem ceva ce arată foarte similar cu universalul 650 de la noi din România. Mă rog, un model mai micuț de universal, dar merge foarte bine. Challenge-ul va fi ca eu să merg prin aceste tractoare progresiv. Dacă ne uităm la cai putere, la acest tractor, 29 de cai putere, ăsta la alt are 50 de cai putere și așa mai departe. Challenge-ul va fi să plec de la cel mai mic, de la absolut cel mai mic, și am băgat o grămadă de moduri ca să fac toată experiența asta posibilă. Vom începe de la un tractor cu 29 de cai putere și vom ajunge la această bijuterie. Stați să vi-l arăt. Stați. Asta. Care costă 1.000.000 de euro. Și asta nu e chiar cea mai scumpă configurație. Visăm. Avem un drum foarte lung până acolo. Avem acești 5.000 de euro, deci cred că putem deja să ne cumpărăm primul nostru tractor. Putem să spunem că este tractorul moștenit de la bunicul meu. Hai să ne apucăm de treabă și să nu mai pălăvrăgim atâta. Vom lua prima dată... Ce să luăm prima dată? Luăm combina. Pornim aici motorașul. Schimbăm pe first person, că așa ne place să jucăm. Trebuie să vedem. Dăm un picuț în spate. Perfect. Am cuplat și header-ul nostru de păioase. Și acum să ne punem noi harta, să o facem un picuț mai mare. Ne punem waypoint și
Mergem către Tarlaua 5, avem grijă și la mașini, că aici circulă foarte, foarte des francezii. Ok, ce facem noi aici? Opa, un micuț accident. În mod normal, ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să punem acest header pe căruț. Proprietarul ne-a dat acolo și un căruț pe care să putem să ne punem header-ul. Dar eu personal sunt un om foarte puturos și mie nu-mi place, și în viața reală, mie nu-mi plăcea să stau să pun acest header pe căruț. Dura foarte mult. În ferma bunicului meu aveam această combină clas Avero 240. Este o combină de dimensiuni mici, dar totuși destul de scumpă. Combina a costat undeva la 120.000 de euro. Sper că putem să mergem așa mai pe nesimțite, mai pe românești aici, pe în Franța. Mergem pe mijloc. Și această combină, ca să vă dau așa un pic de story, în viața reală are un header. Vorbim de header-ul de pe Ioase, acel header, capul acesta care este folosit la recoltarea grâului, are 6 metri. Gândiți-vă voi cum circulam noi, eu și cu bunicul meu, prin sat, cu un header de 6 metri. Destul de dificil, și tot timpul trebuia să stăm, să ne oprim la un moment dat, să tragem ușor pe dreapta ca să permitem celorlalte mașini să treacă. Pentru că, vă dați și voi seama, o combină de asta nu are o viteză de deplasare foarte mare. În momentul de față mergem cu 20 de km la oră. Și cam așa e și în viața reală. Nu se mișcă foarte, foarte rapid. Pentru că asta nu este o mașină de viteză. E o mașină de recoltat. Baza pieselor e cam aceeași. Adică, ce înseamnă asta? Avem o țeavă pe care ies culturile, da? După ce ai recoltat și nu știu ce, scoți țeava aia ca să vergi totul acolo în remorcă. Ai în spate un deflector, chestia asta ce se vede cu multe lamele, acela se numește deflector. Este atunci când vrei să cuplezi tocătorul combinei și să toci pe ele și să le faci praf, să le arunci pe câmp, să faci așa un covor. Îi zice deflector pentru că practic împrăștie uniform acele paie tocate. Sau poți să oprești deflectorul și să faci paie simple pe care vii mai târziu cu balotiera, le balotezi și aia. Motorul, bineînțeles, aici sus. Și cam asta este. Un sistem de transportare, un sistem de tăiere și transportare, că header-ul asta face, partea din fața combinei asta face, taie și transportă culturile. Și mai departe un sistem de cernere. Putem să ne gândim la mai multe site care vibrează față-spate și separă paiele de boabe sau boabele de paie, cum vreți voi. Cam ăsta este principiul de bază al unei combine. Deci toate combinele fac cam aceeași chestie. Unele au niște piese în plus, au niște sisteme în plus, altele au mai puține sisteme. Aproape am ajuns și la parcelă. Cred că putem să ne apucăm de recoltat și ulterior, când umplem combina, să venim și cu ea, care este parcela 5. Asta cred că este parcela 5, nu? Pare a fi, are față de parcela 5. Avem rapiță, este asta. Portăm rapiță în momentul de față. Dacă eram șmecher și dacă aveam o balotieră, și chiar vreau să mă uit să văd cât costă o balotieră, pentru că dacă eram șmecher și aveam o balotieră, veneam frumos cu tractorul meu și nu se supăra proprietarul. Veneam frumos cu tractorul, făceam baloți, încărcam baloții și vindeam baloții și făceam un extra profit. Ia să vedem unde este balotiera. Și e mișto la combină că, în mod normal, când tai iarbă, ai nevoie de tăietor
ăsta, ca să tai iarbă, ai nevoie de o mașină care să-ți împrăștie prima dată iarba tăiată ca să se usuce uniform cu ghearele astea, o împrăștie frumos, se lasă câteva zile, se usucă iarba, după care vii cu ăsta care îți face rândurile și după aia vii cu balotiera. Cam ăsta e principiul. Dar la combină, pentru că paiele sunt deja uscate și el deja îți face rânduri, nu mai ai nevoie de toate alea și ai nevoie de, uite, balotiera asta de la Mascar. E destul de eficientă și asta. Poți să-i mai pui și niște stickere adiționale. Nu știu de ce aș vrea să-i pun stickere. Da, în fine. Mă costă 20.000 de euro această minunată balotieră. Deci mai avem un picuț de mâncat până ce ajungem la aia. Dar dacă am un pic de noroc, în momentul în care vând rapițelul ăsta, s-ar putea că să-mi dea niște bănuți în plus. S-ar putea să am acest minunat noroc. Dar vedem ce iese. Chestia foarte importantă la recoltat este să tragi capetele ca să permiți întotdeauna combinei să poată întoarcă, să poți să te întorci cu ea mai ușor. În momentul de față tragem capătul ăsta, după care ne întoarcem frumos și aș zice să mai tragem încă o dată ca să avem suficient loc. Dar de fapt nu, că avem destul loc, că pe aici nu prea circulă mașini. Norocul face că zona asta nu este circulată, dar dacă zona aceasta era la stradă, aș fi fost obligat să mai fac drumul pe care tocmai l-am făcut, să-l mai fac încă o dată, ca să permit combinei să am suficient spațiu să întorc cu ea pe brazdă. Aproape că am recoltat întreaga parcelă, undeva la 80%, gata, undeva la 80% am făcut noi aici. Am mai ratat așa câteva fiște aici pe aici pe acolo, dar până la urmă și la coadă băiatul ăsta tot o să iasă pe profit, așa că nu-mi fac probleme de așa ceva. Scoatem și țava de la combină. Ar fi fost util dacă puteam să văd în oglinzile astea țava asta, sau să pot să mă ridic de pe scaun să pot să văd. Da, anyway. Hai să aducem tractorul. Am ajuns, fraților, și cu tractoriciu aici pe teren și aș putea spune că am un am un trenuleț destul de impresionant, nu o să vă mint. Am reușit să cuplez aceste două remorci și acel căruț de header. Ok. Am dat jos acoperișul și acum putem să luăm combina, pornim. O să las puțin header-ul ăsta aici jos. Alright, so oare umplem o remorcă de asta? Hai că e bine. Hai că e bine. There we go. Super. Strângem țevușca, cuplăm înapoi header-ul și recoltăm cea mai rămas aici pe tarlaua asta. Gata, ia uitați ce frumos este. Mă rog, mai am câteva fiște aici pe aici pe acolo, dar nu e nicio problemă. Și așa, alea se pot ucide mai târziu cu niște erbicidi din ăla total care omoară orice, după care băgate frumos în pământ și e țais. Hai să garăm frumos aici. Golim combina și cât așteptăm să se golească combina, chiar aș vrea să știu unde trebuie să sufleie agricultur. Oare să-i dau drop? Ups! Bad idea! Bad idea! Nope. Îl las acolo că nu o să observe nimeni. Desfacem și căruțul ăsta. Oh! What? Cumva s-a teleportat?
Da, aparent da, s-a teleportat. Perfect! Mamă, dacă ar funcționa chestia asta și în viața reală. Ultima dată când am făcut chestia asta cu bunicul meu, a durat undeva la 30 de minute. Nu o să vă mint, 30 de minute, pentru că trebuie să ai niște mișcări foarte fine cât manevrezi combina. Persoana care te dirijează trebuie să știe ce face când te dirijează. So, și partea asta este o parte interesantă. Și da, aia a fost ultima dată când am pus header-ul pe căruț. De atunci încoace n-am mai pus header-ul niciodată pe căruț, pentru că durează mult prea mult. Și nici în Farming Simulator nu-mi place să fac asta, pentru că, din nou, durează prea mult. Dar s-ar putea că pe harta asta, pentru că sunt drumurile foarte înguste, să fim nevoiți să facem asta. În America nu trebuie să faci asta, pentru că totul este gigantic. Dar aici suntem în Europa. Aici lucrurile sunt mult mai mici. So... Băi, fraților, dar unul nu e aici care să mă îndrume și pe mine unde vărs asta? O deșert aici? Ce-i fac? Uf. Gata, mă, fraților, hai că până la urmă m-a dirijat și pe mine cineva să dau un pic cu spatele aici. A zis că aici putem să vărsăm asta. Hai să ne apucăm de treabă. Deci, trebuie să o vărs aici, peste grâul ăla. Ceea ce mi se pare foarte dubios. Dar ok. Asta este remorca numărul 1. Super. Să o tragem un picuț mai încoace. Deconectăm. Să dau așa. Bun. Hai că merge. Super. Hai că se varsă. Primești și eu un bonus? Hai că ți-a recoltat toată asta, tot. Nu ți-a lăsat un singur bob în câmp. 660 de euro. Bine! Bine de tot! Super, 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 super! Și acum, oficial, am completat acest job. Bine că a mai fost și lisul, care a fost vreo 400 de euro. Am câștigat în total 1600 de euro. Super tare! Mai avem și alte misiuni de harvesting, dar astea sunt un picuț mai măricele. Hai să vedem ce putem face cu 7400 de euro. Cel mai ieftin, dar cel mai ieftin teren costă 15.000 de euro. Iar eu am 7400 de euro. Acum am putea să facem câteva împrumuturi bancare, dar având în vedere că nu avem cu ce gira, nu avem tractor, nu avem combină, nu avem absolut nimic, nu o să ne dea nimeni bani, din păcate. Prin urmare, să vedem, putem să ne cumpărăm un tractor? Cel mai mic tractor și cel mai pricăjit tractor? Ia să vedem care este... Acesta are 29 de cai putere. Hai, mă, că putem să ni-l luăm pe ăsta, mă. Out. Cel mai șmecher tractor. Cu cabină, bineînțeles, vreau. There we go. Mai costă încă 2500? Bă, parcă brusc și dintr-o dată sunt ok și fără cabină. Punem numai o ladă de scule aici. Punem și niște greutăți pe el ca să tragă mai bine. Mamă, 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 mamă. Primul nostru tractor. There we go. Și mai avem 1700 de euro. Putem să mai cumpărăm ceva de 1700 de euro? Ia să vedem. Putem să cumpărăm un plug? Bă, chiar putem să cumpărăm un plug. Fiți atenți. Deci avem plugul ăsta la 1250, care are două cormane, 0,5. Și mai este ăsta care 1,5. Bineînțeles, noi trebuie să luăm pe cel mai cartuș, cel mai slab, cel mai whatever. Hehehei! Ia să-l auzim. Mamă, sunetul ăla de bătrân. Ia auzi dieselul.
Hai de mine și de mine. Băi, băi și fete, cam atât pentru astăzi. Avem, avem și noi primul nostru tractor oficial în aventura noastră de inginerie. N-avem niciun teren, așa că o să trească să mai muncim niște terenuri. Vedem, vedem data viitoare ce mai putem să mai facem. În principiu, ce aș urmări eu? Aș urmări să ne ocupăm un picuț cu iarba, să facem niște baloți. Pentru că imediat urmează sezonul de recoltat, suntem în august, imediat urmează sezonul de recoltat, o să avem din ce în ce mai multe terenuri de recoltat și vreau să profităm un picuț extra de acele paie. O să-mi trebuiască o remorcuță, o balotieră și ceva de urcat baloții și ar trebui să fim ok. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat până la final. Sper că această serie să vă placă și sper să fie un picuț mai diferit față de restul. Nu uitați să apăsați like, să distribuiți prietenilor și ne auzim data viitoare. Bam, pupa, pa!